Grădina Future. Acesta este un proiect în care am încercat să amenajăm un acoperiș din Cluj. Acesta este acoperișul fabricii de pensule. Suntem în luna noiembrie, este frig, a început puțin să ningă. Lucrările sunt aproape de final, mai avem de acoperit jardinierile cu pământ. Ne-a străduit foarte mult să transformăm din acest spațiu care vara este foarte încins și acoperit doar cu bitum într-un spațiu verde, plin de viață, în care să avem flori, legume. Începând cu luna martie, în primăvară, vom începe să punem plante, cât mai multe în aceste jardiniere și pe parcurs vom avea, sper, o recoltă cât mai bogată. Din mai multe motive. În primul rând, știam că există această posibilitate de a grădinări, dar nu văzusem în România exemple. Și atunci ne-am gândit că ar fi interesant să facem noi prima grădină adevărată pe acoperiș din România. Am ales fabrica de pensule, deoarece este un spațiu cultural inedit, într-o locație a Clujului destul de gri, ca să spun așa, plină de blocuri, și este o locație perfectă pentru a experimenta ceea ce înseamnă o înverzire a griului, un spațiu comunitar urban pe acoperișul unei fabrici de pensule. Clujenii ar trebui să dedice mult mai mult timp grădinăritului urban, pentru că e, din punctul meu de vedere, o posibilitate de a ne crește standardul de viață. Cu cât avem mai mult spațiu verde în jurul nostru, cu atât suntem mai fericiți, cu atât suntem mai relaxați și, bineînțeles, respirăm un aer curat. În momentul în care ne implicăm în activități de grădinărit, facem și mișcare, facem și exercițiu fizic și există o importantă dimensiune educativă a modului în care se poate folosi o grădină urbană.